Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru săptămâna 17-23 aprilie 2021. Etalare pentru Zodia Pești, ascendent lună în Zodia Pești. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Vom începe în primul rând cu energia principală, evenimentele importante ale săptămânii, pe ce veți pune accent probabil mai mult. Și aici avem un cavaler de monede. Probabil unii dintre dumneavoastră veți pune foarte mult accent pe relații stabile, de lungă durată, pe încredere, pe sinceritate, pe devotament, pe siguranță financiară, pentru că așteptați o sumă de bani. Și mai avem și un 10 de spade. Posibil să aveți de face și cu semne de aer, gemen, balanță vărsător. Să apară anumite probleme, să apară o întârziere a banilor, sau pur și simplu să aveți foarte multe discuții legate de siguranța financiară. Și aici vă simțiți înfrânți. Nu mai aveți putere, nu mai aveți energie, nu mai aveți speranță, simțiți că ați ajuns la fundul sacului, nu știți cum să scoateți la capăt situația aceasta, priviți partea bună, vorbim de cifra 10, vorbim de un final, deci mai rău de atât nu va mai fi și de aici apar lucrurile bune, pentru că apar noutăți, apar vești, un mesaj care tot a întârziat, într adevăr se cere un anumit sacrificiu sau ceva din partea dumneavoastră, dar apare o nouă cale. Sau vă rugați dumneavoastră ca lucrurile să se îndrepte. Pentru că apare aici o șansă, o oportunitate, o, se deschide o nouă portiță pentru dumneavoastră. În alte situații. Foarte posibil să vă încăpățânați, să vă dedicați foarte mult, să aveți anumite standarde, să munciți foarte, foarte mult și să apară o schimbare care vă ia prin surprindere, că e ca un eșec. Nu știu, simțiți că vreți să renunțați, aici, că ați făcut tot ce v-a stat în putere și nu reușiți să duceți la bun sfârșit acea situație. Aici v-ați dedica foarte mult, probabil, să nu pierdeți poziția de la locul de muncă, o relație sentimentală, o siguranță financiară sau poate fi lupta dumneavoastră cu o problemă de sănătate, depinde de la caz la caz. Puteți avea și persoane care vă pun foarte multe bețe roate și oricât ați încercat dumneavoastră, oricât v-ați bate, oricât ați încercat, da, oricât de mult efort ați depune să aveți reușită, totul se năruie și nu prea înțelegeți de ce. Aici poate fi vorba și de multă ambiție, că vreți să construiți ceva cu orice preț, numai că modul în care faceți acest lucru nu este unul foarte corect sau nu sunteți suficient de mult susținuți de un om din jur, de o situație, singur nu puteți duce la bun sfârșit aceeași situație. Sau v-ați încrezut foarte mult sau vă încredeți foarte mult în persoana iubită și aflați că aceasta vă trădează, vă înșeală și o face cu bună știință, o face în mod intenționat, lucru care vă cam dărâmă. Poate fi vorba și de o perioadă în care vă simțiți foarte epuizați, foarte stresați și aveți de face cu foarte multă agresivitate în jurul dumneavoastră. Aici probabil ca și sfat e că trebuie să acceptați uh, acest inevitabil care vine în viața dumneavoastră și în același timp să faceți o transformare majoră. Și bineînțeles, să puteți schimba lucrurile în favoarea dumneavoastră, dar într adevăr aceste lucruri uh, cer foarte multe sacrificii din partea dumneavoastră. Din punct de vedere profesional, avem regele de cupe. Oricum, avem regele de monede, avem regele de cupe, ceea ce înseamnă regele, încerc scuze, cavalerul de cupe. Și avem și cavalerul de monede în situația aceasta a prezentului, a evenimentelor importante, ceea ce înseamnă că vin multe schimbări în viața dumneavoastră și la general vorbind și pe partea profesională primiți vești la locul de muncă, văd că faceți ceva cu foarte multă pasiune, cu foarte multă dedicare, lucru care vă încântă. Veți fi lăudați, veți fi apreciați și veți câștiga bănuți din mai multe părți. Fie aveți deja un loc de muncă stabil și pe lângă acest loc de muncă faceți ceva în particular care vă aduce satisfacție, mulțumire, fie pur și simplu în săptămâna aceasta sunteți nevoiți să alegeți ce vreți să faceți de acum încolo? Pentru că apar oportunități de a vă schimba locul de muncă, de a vă angaja undeva, de a avea propriul proiect care să vă aducă foarte mult succes și reușită pe termen lung. În familie, în relațiile de cuplu, văd o mare conexiune de, care vă aduce reușită. Dacă ați face ceva în familie cu persoana iubită, cadouri primiți, vești foarte bune, poate fi și o reuniune pe la locul de muncă sau poate fi o premă, poate înainte de sărbătorile pascale și lucrul acesta să vă bucure foarte mult. Oricum, sunt vești de bun augur, puteți avea de -a face și cu semne de pământ la locul de muncă, taur, fecioară, capricorn, cu semne de aer, gem, balanță, vărsător și cu semne de apă, ras, scorpion, pești. Oferte foarte bune, vești foarte bune, oportunități care vă ies în cale și vă aduc foarte multe beneficii. Poate fi vorba și de o recompensă sau de o mărire de salariu sau posibilitatea de a avansa, de a face ceva mai mult. Din punct de vedere financiar, avem doi de cupe. Cu siguranță faceți niște tranzacții sau transferuri financiare sau vă vin bănuți în urma unei colaborări, în urma unei înțelegeri și o să vă bucurați foarte mult cu familia. Da, legături puternice, legături foarte frumoase. Poate fi vorba și de. Uh, ruperea unei, unei legături, unei înțelegeri care vă cam ținea pe loc și nu avansați și nu evoluați și nu v-ar fi adus beneficii financiare. Mult sprijin și multă reușită aveți în familie. Dacă sunteți căsătoriți, dacă aveți o relație și aveți banii la comun, să știți chiar dacă veți avea dumneavoastră o săptămână mai grea, partenerul de viață aduce suficienți bănuți în casă încât să vă descurcați. Dar aici e ca un blocaj pe care îl aveți pe partea financiară și va trebui să rupeți anumite legături ca să puteți să vă dați drumul la fluxul de bani. Sau mai poate fi vorba despre sporul banilor care v-a fost luat și trebuie să faceți ceva în legătură cu acest aspect pentru a vă reveni. Pentru că simțiți că pierdeți bani pe undeva sau poate fi vorba de o cheltuială, mergeți la un botez, mergeți la o cumătrie, mergeți la, nu știu, la o religioasă, la o petrecere, la o aniversare și acolo veți cheltui, ce, veți cheltui ceva bani. Dar poate fi vorba, da, și de o înțelegere care se va rupe. Poate cineva vă datorează bani, nu se ține de cuvânt și aici rupe, rupeți legăturile sau faceți în așa fel încât să recuperați acești bani sub o altă formă. În niciun caz nu împrumutați bani în săptămâna aceasta, că s-ar putea să nu-i mai vedeți înapoi. Din punct de vedere relațional, avem soarele foarte frumos, pentru că avem foarte multă reușită. Chiar dacă avem și un 5 de uh, bute, uh, soarele diminuează un pic efectul acesta de ceartă, de obstacole, de încercări, de rivalitate în dragoste parcă lucrurile se mai calmează și mergeți pe ceva mult mai sigur. Într-adevăr, în anumite relații există oarecare instabilitate, dar dumneavoastră puteți restabili anumite conexiuni, pentru că aici sângele apă nu se face. Sunteți foarte gânditori în legătură cu anumite relații, văd că aveți răbdare și vorba de credință poate fi vorba de o legătură, de o căsătorie. Aici mai poate fi vorba și de o ceartă în casă sau rivalitate mult în dragoste sau pur și simplu vă contraziceți cu cineva. Poate fi cu o persoană de la locul de muncă, poate fi vorba de partenerul de viață sau persoane din jurul dumneavoastră. În același timp, mă pot gândi și la faptul că treceți pentru o agitație interioară, nu vă convin anumite legături pe care le aveți sau nu reușiți să înțelegeți anumiți oameni din jurul dumneavoastră. O să evitați zonele acestea conflictuale, persoanele care vor căuta scandal, văd că veți sta la distanță. Pe de altă parte, vă văd foarte gânditori în legătură cu anumite relații pe care le aveți de ceva timp. Pot fi relații de dragoste, de prietenie, de familie, colegi de muncă. Sunteți foarte gânditori când vine vorba de relațiile aceste pentru că nu știți ce să faceți. Credința. Văd că se pune mult accent pe credință și să știți că sunt și situații din destin pe care nu le puteți evita. Ce este scris, cam așa se va și întâmpla. Sunteți foarte gânditor probabil în legătură cu o relație pe care o aveți sau dumneavoastră veți relua legătura cu cineva și acea persoană este confuză nu este o certitudine că anumite relații vor funcționa, poate fi și acest aspect. Văd că aveți de-a face cu semne de foc, berbecle o săgetător, semne de aer, în balanță, vărsător, dar și cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Din punct de vedere al sănătății, avem nebunul. Mm, nu, este o problemă de sănătate. Vorbim de foarte multă energie, chiar aș putea să spun în luna aceasta, dar. Vorbim de un doctor, un specialist, o, un psiholog, o persoană cu har, poate la care apelați dumneavoastră pentru un tratament, pentru niște analize. Văd că aveți o conexiune cu foarte puternică, poate fi un bărbat sau poate dumneavoastră sunteți bărbați și apelați la o persoană care să vă îndrume, care să vă ajute ca. Uh, mi pare că o persoană cu puteri sau. Dacă ați făcut niște analize sau vă bate gândul să mergeți să faceți niște analize, să știți că acestea vor ieși foarte bine. Aveți o energie foarte bună săptămâna aceasta și nimic nu vă dărâmă. Nu sunt probleme serioase. Probabil nevoia dumneavoastră de a vă izola, oarecum a vă retrage din an... Sau să stați așa singur cu dumneavoastră înși vă, pentru că tot ați trecut prin situații conflictuale sau treceți și încercați să le țineți cât mai mult deoparte. Și ca să nu vă afecteze sănătatea, preferați să vă retrageți, dar nu se văd doar niște analize pe care probabil le veți face sau să apelați la un specialist, dar un alt fel de specialist. De specialist. Nu vorbim de un doctor în sine, un doctor mai special. Cam atât am să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!